După cum vă spuneam în precedentele episoade, lucrurile mergeau minunat în noua noastră cameră, iar noi, cei patru fantastici, ne înțelegeam perfect. Asta până ca prietena țiganului să se mute definitiv cu el, la noi în cameră. Pentru că aceasta era o nesuferită, l-a întors pe țigan împotriva noastră. Și din acel moment au început să apară neînțelegerile și cearta, bineînțeles. Check the mic and make sure it sound right, boys. Țiganul era singurul care avea calculator, dar ne lăsa și pe noi să-l folosim de fiecare dată când doream. Asta pe vremea când ne înțelegeam bine. Ulterior, a decis să-i pună parolă. Mai mult ca sigur a fost ideea iubitei sale. Morți, tăi de țigan prost. Las că te aranjăm noi. Pentru că încă voiam să folosim calculatorul, am hotărât să încercăm să ghicim parola. Am abordat problema în cel mai inteligent mod posibil. Am încercat oarecum să intrăm în mintea lui. Primul care a încercat să ghicească am fost eu. Apoi George. Și în cele din urmă, Baluba. Însă, n-am avut succes. Ia uite bă, mâncare gratis, îi zice Baluba lui George. Oare ce o fi în caserola aia? Nici nu contează. Nu am mai mâncat nimic de 2 zile. Când mă întorc acasă, îi găsesc pe George și Baluba stând la masă. Ce mâncați bă acolo? Orez bă, vrei și tu? Chiar dacă am rupt de foame, i-am refuzat, pentru că orezul nu a fost niciodată pe gustul meu. Nici nouă nu ne place, dar mâncăm ca să ne răzbunăm. Cum naiba vine asta? Îi mâncăm mâncarea lui țigan din frigider să ne răzbunăm că a pus parola la PC, spuse George. Mănâncă și tu cu noi, să ne răzbunăm împreună. Bă, băieți, am vești proaste. A murit Bidi? Mă întreabă George curios. Mai rău. Orezul era al nostru. L-am adus eu de acasă, dar am uitat de el. Băieții au fost foarte dezamăgiți când au aflat că de fapt nu furaseră nimic, iar inamicul rămăsese nepedepsit. Totuși, trebuia să-l pedepsim cumva pe țigan. Cârnații ăștia sunt ai noștri? Mă întreabă Baluba. Nu, balubiții, nu sunt ai noștri. Fără să stăm prea mult pe gânduri, n-am apucat să mâncăm. Ne era și foame, ce-i drept. Asta da răzbunare. Bă, dar au un gust puțin cam ciudat, nu vi se pare și vouă? Or fi expirați? Iau ambalajul și caut data expirării. Bă, scrie că au expirat acum vreo 3 săptămâni. Merge, mă, las că-s buni. Doar 3 săptămâni? N-au nici pe dracu. Ne simțeam minunat, pentru că în sfârșit am reușit să ne răzbunăm. Mă rog, ne simțeam minunat și pentru că după vreo 2 zile de foamete, băgasem ceva la stomac. Pentru că țiganul nici nu a băgat de seamă că ne-a răzbunat pe el, aveam nevoie de alt plan. Așa că am hotărât să nu mai facem curățenie în cameră absolut deloc. Văzând că nu au șanse de izbândă cu noi, țiganul și iubita lui au hotărât să plece pentru o săptămână, lăsându-ne răgaz să facem curățenie în cameră. Doar nu eram noi prost să facem curățenie. Evident că am făcut mai multă mizerie. Într-o zi am mers cu Baluba să punem și noi niște bilete la pariuri să ne îmbogățim. George era plecat în altă parte. Ne-am întors liniștiți la cămin și am intrat în cameră. Dar, surpriză, în cameră ne aștepta administratorul Tudorache. Acesta fusese sunat de țigan să se plângă că noi nu facem curățenie în cameră. Totuși, în cameră era destul de curat în acea zi. Ce-i mă în sticla asta? Ne întreabă Tudorache nervos. Arătând către o sticlă ce era așezată pe un scaun care stătea în mijlocul camerei. Nu știu ce e, zic eu încercând să par surprins. Baluba nu știa nimic, încerca doar să se abțină să nu râdă. Mie îmi miroase a urină, zice domnul Dorache strâmbând din nas. Eu cred că e suc, am încercat eu să-l induc în eroare. Dacă zici că e suc, bea o gură. Eu? Bea tu dacă vrei, nu beau eu așa ceva. Numai bine că în camera apare și George, care efectiv se căca pe el de râs văzându-l pe Dorache că ține mână sticla cu pișat. Pentru că era lene să meargă la baie, George a început să urineze în sticle. Pentru că ni s-a părut o idee genială, eu și Baluba am început să facem același lucru. După care, luam sticlele și le puneam în dulap. Iar când dulapul se umplea, puneam toate bidoanele într-un sac, pe care George îl ducea la gunoi. Asta era strict misiunea lui. Nervos, administratorul a început să ne certe. Noi amenințări că ne dă afară din cămin, ba chiar și din facultate. Ne-a și bătut obrazul că îi dăm de lucru femeii de serviciu care trebuie să care săptămânal să ieși de bidoane grele. Noroc că administratorul nu a avut inspirația să deschidă dulapul, pentru că acolo se afla o grămadă de bidoane goale și cu siguranță, în secunda 2, am fi zburat din cămin. De data asta, țiganul nu avea cum să scape nepedepsit. Ce uram noi mai mult pe lumea asta erau părâcioșii, iar țiganul ne părâse la administrator. Totuși, pentru o perioadă scurtă de timp, relațiile dintre noi au fost acceptabile. Mai ales că noi ne apucasem să facem curat în cameră. Nu de grijă a țiganului, ci pur și simplu nu voiam să fim dați afară din cămin. Într-o zi, în care eu, țiganul și gagica să ne uitam la un film, apare administratorul Tudorache.
Ce am mai făcut și de data asta? Întreb eu mirat. De fiecare dată când administratorul venea la ușa noastră, însemna că am mai descoperit vreo nelegiuire pe care noi o făcusem. Nimic de care să fie aflat, răspunde acesta sarcastic. M-a sunat șefa și mi-a zis că a aflat că într-o cameră de băieți din acest cămin locuiește o fată și, în plus, fără forme legale, iar mâine trimite control. Este vorba de prietena ta, îi spune țiganului. Eu încercam să par surprins, deși probabil eram penibil, dar nu prea am păsa. De data asta nu puteau demonstra că eu sunt vinovat. De fapt, nici nu prea eram. Adevărați vinovați erau George și Baluba. Aceștia îi făcuseră o vizită șefei căminelor, care era și rudă îndepărtată cu primul dintre ei. Iau povestea acestea despre prietena țiganului, cum locuiește la noi fără forme legale. Lui George i-a plăcut mereu să se folosească de pile. Ca soluție de compromis, pentru a nu-i da afară pe cei doi, administratorul le-a oferit o cămăruță în cămin care nu mai fusese locuite de ani buni. Iar în cameră am rămas doar eu, George și Baluba. În sfârșit, am câștigat și noi un război. În timp ce mă aflam cu colegii de cameră pe hol, ne întâlnim cu Țuică. Ce faci, Bastilia? Ne întreabă acesta. Țuică avea porecla de Țuică pentru că îi plăcea Țuica. Pe scurt, îi mai ziceam Țuchi. L-am îmbrăcat în haine de armată pentru că acesta a făcut liceul militar și voia să continue acest drum undeva la universitate sau ceva de genul. Era un băiat de nota 10. Te înțelegeai perfect cu el, atât timp cât nu se îmbăta. După se schimba lucrurile radical. Dar ce e Bastilia? Întreabă George curios. Împreună cu Țuică, i-am explicat lui George care e treaba cu Bastilia, cum că a fost o închisoare și așa mai departe. Bă, Țuică, ești genial. Mi se potrivește perfect numele. Cu același marker cu care George scrisese pe altă ușă, un etaj mai sus, I love you, Ioana, acesta a scris și pe ușa noastră, Bastilia. Pentru că locuiam într-o fortăreață, ne-am pus și o parolă. Aceasta era, Bi di suge pula. Chiar dacă mai toată lumea din cămin știa parola, aceasta și avea rolul ei. Era teribil de amuzant atunci când cineva bătea la ușă și Bidi era pe hol. Zi parola dacă vrei să intri. Nu pot mă, că e aici. Majoritatea colegilor așteptau ca Bidi să plece să poată spune parola. Însă erau și unii care o spuneau cu voce tare, fără să le pese de Bidi. Ce ai zis, mânzulei? Taci, moșule, din gură. Hai, poate te accidentez. În ciuda numelui, Basilia nu era tocmai o fortăreață. Ușa era mai mult de formă, nemai având încuietoare și stând într-o singură balama. De cele mai multe ori, când părăsam căminul, unul dintre noi treia să-și uite cheile și eram nevoiți astfel să spargem ușa. Cum încuietoarea nu a mai putut fi reparată după atâtea lovituri, Bastilia a ajuns să fie ferecată doar cu ajutorul unui scaun pe care îl trăgeam după noi atunci când părăseam camera. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Mulțumesc din suflet pentru vizionare. Ca de obicei, prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like, să dați un coment să ne spuneți ce părere aveți, un share să râdă și prietenii voștri și un subscribe acestui canal dacă nu ați făcut-o încă. Și dacă îți place proiectul nostru, să știi că ne găsești și pe TikTok la Arta Prostiei și pe Facebook tot la Arta Prostiei. Pace, prieteni, și toate cele bune! Să aveți o zi minunată!